Bună, sunt Anca. Haideți să continuăm călătoria noastră cu Scratch. Data trecută am văzut din ce este format spațiul de lucru. Astăzi vom vedea cum putem să creăm noi personaje și să adăugăm mai întâi în culise și apoi să le facem să intre sau să iese din scenă. Aici, deasupra culiselor, cum le spuneam, se găsește textul personaj nou și, după cum observăm, avem mai multe butonele. Primul buton zice așa, alege personaj din bibliotecă. Aceasta înseamnă că dacă voi da click pe el, mi se deschide o bibliotecă în care găsesc foarte, foarte multe personaje și pe care le pot folosi. Ele sunt la fel de ordonate ca și Scratch. Au fost organizate sub formă de categorii sau pot să le văd pe toate odată. Și dacă derulez, voi observa cât de multe personaje am. Dacă mă interesează, de exemplu, oameni, dau click pe această categorie și ne afișează personajele care simbolizează niște oameni. Dacă dau pe transport, voi vedea numai mijloace de transport. Dacă îmi aleg, să zicem, această mașinuță și apoi dau butonul OK, observ că în culise și în scenă au apărut deja, în ambele locuri, a apărut un nou personaj numit așa cum era și în bibliotecă. Eu am să-i zic acum mașinuța. Această mașinuță, hai să o deplasăm, tragem de ea și o așezăm în altă parte, are un costum. Mergem la secțiunea de costume despre care doar am amintit data trecută. Acest costum poate fi modificat, pentru că aici văd un editor grafic, adică am la dispoziție o serie de instrumente cu care pot să mă joc. Primul lucru care îmi vine acum în minte este să observ că e puțin cam mică și aș vrea să o măresc, atunci dau pe plusul acesta și mi-o afișează mai mare, o văd mărită la 200%. Observ că are roțile albastre. Haideți să facem o mașină care să aibă roțile roșii, de exemplu. Iau de aici, colorează o formă și merg în spațiul respectiv și unde vreau să se transforme roșu, apăs pe roșu. Apoi să iau gri și banda aceasta verde să o transform în gri. De asemenea, aș vrea să aibă roțile o culoare nemai întâlnită, haideți să zicem rozul acesta, deși nu o să arate foarte bine, dar să vedem acum, ne jucăm cu editorul grafic. Am făcut o mașinuță pentru fete, nu? Și mi-a rămas aici, hai să punem albastru la mâner, ca să schimbăm toate culorile. Da. Deci, în felul acesta am schimbat imaginea mașinuței. Puteam să fi păstrat culorile anterioare, am să dau de aici, anulează ultima modificare de mai multe ori, până ajung la forma inițială. Aceasta e forma inițială. Dacă doresc să păstrez și mașinuța anterioară și să creez alta pe baza acesteia, deci folosindu-o pe aceasta, n-am decât să iau ștampila de aici și dau click. Și acum am două costume. Aici am să schimb denumirea de la Convertible 3 și am să-i zic verde. Iar acestui costum am să-i zic roșu, pentru că voi face o mașinuță roșie. Ia să vedem. Luăm roșu, apoi umplerea și o facem roșie. Hai să-i punem... Nu mai nimerim chiar culorile dinainte, dar exersăm... lucrul acesta și punem albastru ca să nu fie roșu lângă verde, sunt culori complementare și evităm să le folosim. Așa. Și dacă vreau chiar mai mult, mai am încă o mașinuță și pe aceasta o voi face albastră. Deci fac întreaga mașinuță. Opa, așa. Și iau verde și pun aici jos unde era. Așa, ca să fie diferită. Și ce să mai luăm? Hai să luăm un portocaliu. Nu e bine portocaliu. Nu arată mov cu albastru. Să fie destul de asortată. Și în loc de roșu 2 am să-i zic albastru.
Deci acum eu am pentru mașinuța mea, pentru acest personaj mașinuța, trei costume. Verde, roșu și albastru. Observ că dacă dau click pe unul dintre costume, se schimbă și cel din scenă. Aceasta nu înseamnă însă că eu am trei mașinuțe. Am un singur personaj care își poate schimba culorile. Interesant. Ca un actor care își poate schimba costumația. Același lucru l-aș putea face și cu pisicuța. Să mă duc. Văd că deja pisicuța care este adăugată în mod implicit are două costume. Acesta și acesta unde pare că aleargă. Dacă aș muta repede între cele două costume, urmărim aici în scenă ce se întâmplă dacă eu comut între cele două. Ne dă senzația de mișcare. Aceasta este numită animație în programare, dar vom avea o lecție dedicată animației. Bun, deci am văzut prima variantă în care putem să adăugăm un nou personaj și anume folosind biblioteca de personaj. Dacă mă duc la această pensulă, zice desenează un personaj nou. Îmi creează aici un nou personaj, dar acest personaj este gol, nu are nimic. Nici animăluț, nici obiect. De ce? Pentru că îmi dă voie să-l desenez eu de la început. Ca să-l desenez de la zero, să zicem că vreau de data aceasta să iau și să desenez o minge. Voi lua de aici o elipsă și observ că dacă țin apăsată tasta Shift, o să-mi deseneze chiar un cerc. Deci țin apăsat Shift-ul și trag. Și mi s-a desenat un cerc cu mov. De ce? Pentru că mov acesta era ultima culoare pe care o alesesem. Mai mult, eu vreau să umplu, deci iau umplere cu culoare și dau click. Și am o minge mov. Pe lângă aceasta pot să mai adaug câteva bulinuțe, să zicem, o facem mov cu alb. Atunci mai întâi aleg culoarea alb, mă duc aici și bulinele trebuie să fie pline, nu? Că se numesc buline. Atunci dau click pe umplutură, țin shift-ul apăsat și trag ușurel din loc în loc și desenez unele mai mari, unele mai mici. Fac o minge mov cu buline albe. Da, am să dau pe plus ca să o văd mai mare și poate că nu-mi convine cum am plasat-o, trag și deplasez bulina, dar imediat ce e selectată, după aceea nu mai pot. Deci dacă i-am dat drumul, rămâne așa. Ar fi fost o altă variantă, mai avansată, să convertim în format vectorial. Dar tot în lecțiile următoare vom folosi și formatul vectorial. Observăm că avem o minge cu mov cu buline albe. Dacă îmi place să creez mai multe costume, atunci iau ștampila, adaug mai multe copii și după aceea nu am decât să aleg o altă culoare și să o schimb. Să luăm și una galbenă mai aprins. Și aici să luăm verde, tot verde ca și mașinuța. Dacă urmărim în partea stângă, putem să umplem nu cu o culoare uniformă, ci chiar cu un gradient. Adică în unele părți sunt nuanțe mai închise, în alte părți nuanțe mai deschise. Și acest gradient poate să fie centrat sau liniar. Am să iau, uite, pentru aceasta, gradient, să țin așa, deci gradient de la rozul acesta la un vișiniu. Am gradient format din două culori. Și acum dacă dau click, observ cum s-a umplut, cum s-a desenat această minge. Acest gradient este mai realist decât culoarea uniformă pentru că lumina dă reflexe pe o suprafață rotunjită. Am văzut și a doua variantă de a adăuga personaj. Haideți să schimbăm și aici și să zicem mingea.
Personajul acesta se numește Ninja. La al treilea buton încarcă personaj din fișier. Dacă dau click pe acest buton, mă trimite pe calculator să îmi aleg de acolo o imagine pe care să o încarce. Nu vom face experiment acum pentru că nu am pregătit un fișier pe care să-l încarc. De asemenea, dacă am o cameră conectată, pot să fac o captură. Am renunțat la această poză acum. Deci, în acest tutorial am văzut cum putem să adăugăm personaje noi și, de asemenea, să le personalizăm prin modificarea unor caracteristici sau adăugarea de costume noi. Ne vedem la secvența video următoare. La revedere!